Să aduce la cunoștință toți membrii copierători, mâine dimineață, la ora 11, la adunare generală, la cabin. Se înalță temerar comuna mea de dor, iluminând văzduhuri cu șerpe de lumină. Comuna mea de astăzi, în inimă în mișcare, suind în pieptul tineri al noi românii. Bună ziua! Da, da. Locuiți aici în Cruceni? Da, în Cruceni, da. Absolut. Spuneți-mi, căminul cultural de aici funcționează? Da, ia ce? Bine, acum e închis, dar funcționează vreodată? Funcționează, că fac... Cine să funcționează? Căminul nu funcționează? Nu, dar fac discotecă, băieță, seara, sâmbătă și miercuri. Dumneavoastră ce spuneați, că nu funcționează? Cum să funcționeze? Că el stă pe loc, da? Să-l dreacu de... No, nu, fii serios, mă, nu vorbi. Instituția Căminelor Culturale este o expresie a ideologiilor politice ale secolului 20. Toate acestea pun accent pe cultura de masă, cele totalitare având ca scop formarea unui om nou. La începutul secolului al XIX-lea, marele reformator social danez, Godwin, găsise o soluție pentru chestiunea țărănească, fondând așa numitele școli populare. Nicolae Iorga și Dimitrie Gusti s-au documentat și au promovat apoi modelul și la noi în țară prin casele de sfat și citire, care stau la originea căminelor culturale. Căminele culturale au apărut cu foarte mulți ani înainte, chiar dinaintea instalării comunismului. Pentru că erau niște așezăminte unde se întâlneau bătrânii satului, se sfătuiau. Acolo, în acele clădiri, se petreceau lucruri absolut extraordinare, pentru că ei se întâlneau, să știți, concursurile de muzică populară, de fapt, nu era așa numită muzică populară cea de astăzi. Eu fac o diferență netă între folclor și muzica populară, pentru că tot ceea ce este în matca satului ține de un anumit ritual, de o anumită desfășurare care este propice și proprie totodată comunității sătești. Una dintre localitățile cu o lungă tradiție a căminului cultural este Vârful Câmpului din județul Botoșani. La 29 iunie 1927, intelectualii comunei au emis statutul Asociației Căminului Cultural Albina. În articolul 2 se menționa că scopul acestui cămin era unul curat, cultural și bisericesc. Pe lângă multe alte meniri pe care acea instituție și le propunea, erau combaterea și prevenirea relelor sociale, cum ar fi luxul, concubinajul, alcoolismul sau calomnia. Se menționa explicit că instituția nu urmărea niciun interes politic, dorindu-se ca aceasta să rămână pentru totdeauna cu caracterul ei curat, educativ, cetățenesc. Aveau drept scop formarea omului moral, educarea lui, ridicarea lui culturală și, mă rog, combaterea unor fenomene negative din societate. Lucrul ăsta a avut o însemnătate mare, pentru că ai avut la ce să te raportezi, pe ce să te bazezi. S-au făcut în toată țara cămine culturale, ca instituții de cultură de masă, adică de culturalizare a oamenilor simpli. Căminile culturale au fost, la început, date tot în seama școlii, pentru că activitatea lor trebuia susținută de niște oameni cu aptitudini, cu pricepere și cu disponibilități pentru a face ceva în ele. Pe de o parte, școala a lucrat cu alfabetizarea, pe de altă parte, a concurat căminul cultural cu activități specifice culturale.
conferințe, întâlniri de tot felul, programe. Alături de școală, căminile culturale, atunci când au avut în frunte oameni devotați, au contribuit mult la formarea profilului moral al sătenilor. Acest cămin a fost construit în 1956. Părinții mei mi-au povestit cum primarul care era pe vremea aceea, pădurarul Grigore, făcea chirpici lut cu paie aici în spatele căminului împreună cu oamenii ca să-și construiască un cămin cultural. Este ceea ce păstrăm de pe urma acestui inimos primar care a fost în vremea aceea în condiții foarte grele, l-a construit și acest cămin, și dispensarul, și un magazin. Lucra alături de oameni ca să poată să îndemne pe oameni să-și facă ceea ce credea el că e nevoie pentru comunitate. În 1961 au înființat comitetele de cultură și artă pe lângă toate sfaturile raionale. Cel puțin o dată pe săptămână făceam câte o brigadă științifică, se chema, și luam un medic, un profesor, un inginer zootehnist, un inginer agronom, 4-5 oameni și ei pregăteau câte o temă. Vorbeam cu directorul de cămin cultural și spuneam, măi, mergem cu brigada științifică, merge doctorul cu tare, ne primiți, ce faceți? Popularizați acțiunea, umpleți căminul de lume și duminică, la ora cu tare, suntem la voi. Așa se întâmpla, chiar așa. Tot în cadrul căminului cultural era organizată școala mamei și aici invitam asistenta de la dispensar, doctorița, inginerul sau ingineră agronomă, învățătoarele, educatoarele, profesorii și se făceau pe anumite teme. Erau niște programe în care erau teme pentru sănătate, pentru igienă, pentru educația copiilor. Despre toate se discuta la școala mamelor. Erau programate activități zilnice, că erau activități cu cartea, puteai să te orientezi în privința asta, activități artistice, pregătire de formații. Deci era o activitate, într-adevăr, urmărită să se desfășoare permanent. În căminul cultural a fost adusă biblioteca, care până atunci a fost tot plimbată prin anumite alte încăperi, la școală, la CAP și mai undeva. Dar a ajuns cu 11-12 mii de exemplare de cărți. Deci una din camerele, sau chiar două, la căminul ăsta erau cu destinație pentru biblioteca comunală. Rulau filme și aveam și teatru. Victorion Popa din Bârlad avea stagiune permanentă la Pădureni și eram de multe ori vizitați și de teatru Vasile Alexandri din Iași. Ne ducea cu toată clasa la filme, ne ducea la teatru, desene animate. Desene animate de la vremea respectivă, cu Alba ca Zăpada, povești. Ti se părea minunat, că dacă n-aveam televizor... Era un om la noi în sat, când am văzut că vine, arăta cum arăta, că vine un car cu boi. Și el, de acolo, când a văzut cum arăta pe pereti, păi, râdeau, el o crede că vine peste dâns. Când mergeam la căminul cultural, când se făcea un eveniment, toată lumea se îmbrăca, țin minte, cu costum popular, ne dădea de la școală costume populare, mergeam la dansuri, făceam balet, chestii. Eram foarte mândre și altă activitate nu aveam. Făceau joia tineretului, era o formație din oameni adus, din învățători, profesori, o formație instrumentală, cor, aveau acteți corale frumoase. Aveau șezători la cămin, balul permanent, la Paști, la Revelion și de alte sărbători ale satului. Și de multe ori organizau flăcăii satului baluri în căminul cultural, cu fanfară, cu orchestră. În anii 70 au început să se facă și nunți la căminul cultural. Curtea casei se dovedise a fi neîncăpătoare pentru mulțimea rudelor, a vecinilor și mai nou a colegilor de serviciu.
Și cum erau nunți? Era frumos, era când intrai, te servea la intrare, te punea la masă. Era frumos, așa cum era frumos era. Și după ce jucam un joc, ne așezam din nou la masă și iar mâncam. Așa cum era lumea atunci, era bună. Eu așa zic, dacă eram și eu de atunci... Încăpea toată lumea în cămin? Nici nu se umple căminul. Era cel mai comod la vremea respectivă nuntă la cămin, pentru că acasă trebuia să facem cort, trebuia să muncim, trebuia să... și ți era frică de o ploaie, de o... nici spațiu n-aveam. Și pentru că am avut mulți invitați, am făcut nunta la căminul cultural. În momentul în care Nicolae Ceaușescu a pornit în anul 1976 Festivalul Cântarea României, el a fost un lucru bun. Este blamat astăzi de foarte mulți, dar să știți că ceea ce lumea blamează nu este concursul în sine, Cântarea României, ci sunt manifestările din cadrul acelor spectacole mamut care se făceau omagiale, chiar așa se chemau, omagiu țării conducătorului iubit. Totuși, concursul în sine a însemnat un lucru benefic. De ce? Pentru că altfel cultura populară nu s-ar mai fi putut transmite. Dacă nu ar fi existat acest concurs care să-i forțeze, pentru că ăsta este purul adevăr, eu atunci când a început festivalul 1976, tocmai terminasem conservatorul Ciprian Porumbescu de la București și am intrat în învățământ ca profesoară și mi s-a spus clar de la bun început, trebuie să vă prezentați, să faceți formații corale, instrumentale, nu știu ce, să vă prezentați la Festivalul Cântarea României. Și obligându-i pe oameni, în felul acesta au ieșit la iveală niște comori nebănuite. Erau niște artiști amatori de o valoare extraordinară și foarte mulți dintre artiștii astăzi celebri s-au lansat în Cântarea României ca artiști amatori. Dar în afară de asta, au ieșit la suprafață lucruri de mult uitate, obiceiuri pe care cei tineri nu le mai cunoșteau. Până în 1975 mi-am constituit orchestră și în toamna aceea, anului 75, și dansatori. În 1977 am ocupat locul întâi pe țară la Constanța, iar în 1979 Consiliul Național ne-a desemnat să reprezentăm România în Belgia, la Liege, la un festival internațional de folclor destinat formațiilor de copii. Apoi Ministerul Culturii ne-a repartizat pe noi să reprezentăm România la Nisa, în Franța, alături de 27 de țări. Apoi în 1989, în vară, în 1989, la Ankara și Istanbul, la un festival tot așa internațional destinat celor 22 de țări, inclusiv Statele Unite ale Americii, alături de care cei din Pădureni am reprezentat România. Au premiul întâi, așa au obținut județul nostru o faptă bună, cum s-ar spune, care se bucură toată lumea, toți oamenii acest fișor, nepoți, bunici, răzbunici, se bucură de acești fii atât de talentați și au atât merit deosebit și ne face cinste și nouă între această comună. Cei mai mulți dintre ei, și eu pot să spun pentru că am fost profesoară și la țară, de asta spun, erau unii care, deși aflați la 30 și ceva de kilometri distanță de București, nu plecaseră niciodată din comuna respectivă. Deci exista, cum spuneam, o adevărată emulație în jurul concursurilor și în jurul acestor activități desfășurate, iată, la căminele culturale. Dacă la începuturile lor căminele culturale se dovediseră a fi mană cerească pentru lumea satului românesc, prin anii 80 gusturile publicului s-au rafinat,
Oamenii nu mai erau la fel de ușor de mulțumit, mai cu seamă că politica strânsului Curelei se aplica și în ceea ce privea administrarea căminelor culturale. Știți ce vreau să vă întreb? Astăzi este joi, repet. Deci, de obicei, joia au loc manifestări dedicate dumneavoastră, tinerilor. Vă declarați mulțumiți cu programarea aceasta stereotipă a filmelor? Nu este decât film. De obicei, așa e, sunt întâmplă de mai multe ori la Negreș, nu numai pentru noi. Noi acum suntem căsătoriți, mai avem alte treburi, dar pentru tineri ăștia care sunt necăsătoriți și freacă lui leaua pe stradă, altceva nu au ce face. Deci numai film. Se duc la crâșmă, vine și vede un film obligatoriu, chiar dacă e frumos, chiar dacă e urât. Pentru că altceva nu li se oferă. Nu. Spectacol. Când și când cât un spectacol. Nu, creada o lună odată. Suntem la Enisala, județul Tulcea. Aici spuneți că trebuia să fie biblioteca? Da. Sunteți proiectonistul, nu? Da. Că n-am mai găsit pe nimeni aici. N-am găsit nici director, n-am găsit nici primar, n-am găsit nimic. Spuneați că sunteți de 3 ani și cunoașteți situația. Ce se întâmplă? Și de ce arată în halul ăsta căminul cultural? Domnule, sunt de 3 ani la cinematograful Enisala și suntem într-o stare foarte proastă. Ne referim la căminul cultural. Propagandă se face în fiecare săptămână sau poate peste o lună de zile se face că se construiește, că se face uși, se face geam, se pune cu tare, toate trebuie legate pentru noi. Nu s-a făcut treaba asta niciodată. Păi și primăria, partidul din sat, UTC-ul, că mi-ați spus că geamul ăla l-au spart bețivii. Da, l-au spart bețivii acum, dumne, că a trecut, la bal. Se face bară fiecare duminică și pe mine mă enervează când fac ei, dragi mii, la film. Eu pe mă cer cu întotdeauna, că n-am voie să stau decât până la ora 1, că e maxim la ora 1 noaptea. Dar stau chei până la 3, că e are damblaua la... Până la 3? Da, să-ți bată în tobă, să fac el damblaua lui. Mă cer că e sar la mine, n-am ce să te fac. Nu-i, n-avem organe de gândiță, n-avem ce să ne ajutem. Socotesc că am început să vorbim din fața căminului, deoarece începând de la aspectul gospodăresc al căminului cultural. Mi se spune că aseară și că ar fi fost film acolo. Nu cred că numai de aseară nu s-a făcut curat. Este absolut insalubră această încăpere. În anii 80, căminele culturale se îndepărtaseră de la misiunea lor inițială, aceea de educare și culturalizare. Pe lângă faptul că nu mai erau deloc finanțate, statul impunea ca acolo să se desfășoare zilnic activități de propagandă în sprijinul Partidului Comunist. Scopul principal era îndoctrinarea tuturor, cu învățătura marxist-leninistă, cu direcțiile de dezvoltare a României, cu formarea omului nou, și formarea omul nou însemna de fapt un om fără credință, care nu mai avea la ce să-l ții, pământul nu-l mai avea, era colhozul, era CAP-ului, a cooperativelor de producție. Omul nou, deci, însemna un om de obicei predispus să vadă ce e în curtea vecinului și să nu vadă în propria ogradă. De aceea oamenii s-au deteriorat din punct de vedere moral. Și asta, procesul ăsta a continuat. În Comuna Sohatu, la Căminul Cultural, activează multe formații artistice. Cea mai eficientă formație s-a dovedit Brigada Artistică de Agitație. De ce? Este prezentă, este foarte mobilă, este prezentă acolo unde sunt oamenii, la locurile de muncă, în sectoarele zootehnice, în mijlocul mecanizatorilor, arătând aspecte pozitive și negative. A fost o perioadă când erau încurajate așa numitele brigăzi artistice de agitație. Brigăzile artistice de agitație erau formate în general din învățători, din profesori, din tinerii care mai erau la sate la vremea respectivă, trebuiau să se deplaseze la locurile de muncă ale oamenilor și în timp ce oamenii erau la trăier necăjiți că trebuie să muncească, vă dați seama ce caragios era cadrul didactic să meargă în timp ce lucrează la batoze, să-i cânte Hai Eleana la Poiană sau să-i ții conferințe. Deci, duminică 25 decembrie, Comuna Vinga, am ajuns la cămin pe la ora 11, închis peste tot. În jurul orii 12, toarășa Ungureanu, ne iertați că v-am deranjat și v-am adus la cămin aici, să ne însoțiți pentru câteva momente. Nu are o
firmă, căminul l-am descoperit destul de greu. Da, într-adevăr, căminul nu are firmă. Eu, de când sunt directoare, preconizez să efectuez, deci să construiesc o asemenea firmă. Vă duream însă, o construcție? Nu cred. Cred că pe viitor, cât de urgent, voi încerca să efectueze această firmă, pentru ca, în sfârșit, căminul cultural să-și trăiască, într-adevăr, așa viața cum este el. Sub firmă, adică? Da, sub firmă, bineînțeles. Pentru ca să devii director al căminului cultural, să aleg eu din rândul intelectualilor, în 68 deja, trebuia, în primul rând, să fii membru de partid și să cânți după struna partidului. Erau temele date, obligatoriu, se făceau și în cadrul școlilor, și în căminului, și în organizațiile de partid, și peste tot, căminile culturale, nu mai spun. El era, în principal, un instrument al propagandei. Ca să vă dau un alt exemplu, cel care deținea funcția de director de cămin era, de fapt, responsabil cu propaganda la nivel local, recrutat, de pildă, din rândul activiștilor de partid. Stăm de vorbă cu secretarii cu problemele de propagandă, care îndeplinesc și funcția de director de cămine cultural. Un prim popas la Popeștile Ordeni, iar interlocutoare este tovarășa Ana Niculeeș. Am trei formații, brigada artistică, o piesă de teatru și... Cum se numește? Mai rețin acum. Nu rețin. Da. De familie bună. Așa. Așa, și un grup vocal. Deocamdată am numai trei formații. Pentru viitor sper să mai avem și o formație de dansuri populare și eu și un montaj literar și altele. Comuna Modelul, județul Călăraș, nume ce parcă ar conține în el o ironie a soartei, se află la numai 2-3 km de reședința județului și jumătate din drumurile care ies din Călăraș trec pe aici. Deci și drumurile activiștilor culturali. Cu toate acestea... Mai multe despre ce s-a întâmplat cu căminele culturale în anii 80, dar și care este destinația lor astăzi, în episodul următor.